Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Elena Parapiro, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este domnul Cristian Dima, președintele ALDE Galați. Bine ați venit alături de noi, domnule Dima! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Avem mai multe subiecte care frig în momentul acesta, mă refer și la cel al înlocuirii ministrului apărării, prin demisie a plecat dumnealui de acolo din fruntea ministerului de resort. Avem declarații ale europarlamentarului ALDE Norica Nicolai. Și mai sunt lucruri pe care le vom trece în, nu știu, în discuție, pentru că toate privesc România, toate privesc transformările la care este supusă România. Prin legi interioare, prin sugestii din exterior, sunt și luările de poziție ale ambasadorilor Statelor Unite și Marii Britanii, de care trebuie să ținem cont mai mult sau mai puțin. Să ne oprim mai întâi la subiectul vizând Ministerul Apărării și discuția referitoare la bani de acolo. Vara este pe final și normal că reîntoarcerea parlamentarilor în activitate generează o suită și un succint, știu eu, elemente de tulburent și de tulburare pe piața parlamentară și nu numai, și politică. Decizia pe care a luat-o ministrul, aș spune, fost ministru Adrian Suțuianu, ministrul apărării, este un departament extrem de important în guvernul României. Cred că nu este ușor să asistăm, deja vorbim în 8 luni, de schimbări majore și de prim-ministru și de miniștri. Cred că predictibilitatea este extrem de importantă, atât pe piața internă, cât în ceea ce privește guvernul, pe, așa cum suntem priviți de către comunitatea europeană și comunitatea internațională în general. Mă bucur sub un singur aspect și respect în mod deosebit onoarea de care domnul ministru Adrian Suțuianu și-a înaintat demisia pentru o declarație nefericită, pentru un joc de cuvinte care și l-au generat între structurile pe care domnia sa le conduce și vârful ministerului, adică reprezentant fiind domnia sa. S-a discutat despre faptul că sunt sau nu sunt bani pentru norma de hrană, sunt sau nu sunt bani pentru salarii și atunci sigur că acest joc, să spunem, între structurile ministerului a făcut ca domnia sa să iasă cu ceva declarații. Nu mi-aș dori ca această situație să se prelungească, ca această situație să continue. Am înțeles că a fost desemnat ministrul fără portofoliu, viceprim-ministru fără portofoliu Ioan Ciolacu, ca să preia mod de interimat acest minister. Eu cred că speculațiile cu privire la sunt sau nu sunt bani nu fac bine alături de povestea cu România este coruptă, românii sunt corupți, nu fac bine pentru niciun român, oriunde s-ar afla el. Subiectele pe care le tratează în general orice cetățean european când are legătură cu un român sub orice formă, în afară de componenta personală, se trece la elementul politic european sau național. Există o controversă continuă în momentul acesta privitor la nu sunt bani. Inclusiv premierul Tudose a avut o luare de poziție în fața reprezentanților femei. Li s-a spus, nu faceți parte din opoziție. A avut premierul Tudose, în stilul lui caracteristic, destul de abrupt, a avut o declarație în ceea ce privește FMI-ul. FMI-ul este un organism, să spunem, independent, care are dreptul la opinie. Sigur că opiniile trebuie bazate pe cifre, pe date concrete și clare. Nu așa vorbim și ne spunem părerea noastră că suntem de la FMI. Eu cred că prezentarea cursului economiei de la începutul anului până acum reliefează și reflectă faptul că economia este în creștere și că există resurse. Vorbeam de sunt sau nu sunt bani. Sunt sau nu sunt bani pentru salarii. Sunt sau nu sunt bani pentru pensii. Un element care trebuie ținut cont de el este creșterea sustenabilă a economiei, pentru că odată ce vorbim despre intervenția guvernului, intervenția statului în creșterea veniturilor bugetare, ele trebuie neapărat, dar obligatoriu, dublate
succedate de creșterea productivității. Lipsa productivității și lipsa creșterii productivității în economia românească va face ca această creștere salarială să fie nesustenabilă, va aduce la rândul ei creșteri ale inflației, creșterea recursului valutar și, într-un final, nu vor duce la creșterea nivelului de trai a românilor. Și este egală creșterea productivității, așa cum este ea de dorit în urma creșterilor bugetare, cu ceea ce este necesar să existe pe piață? Vedeți, dumneavoastră, nu putem să ne confruntăm permanent cu ideea că suntem cei mai săraci cetățeni europeni. Nu ne putem permanent mulțumi cu ideea că suntem cei mai prost plătiți cetățeni din Europa. Și atunci aici statul, alături de statul, are câteva posibilități de intervenții. Una ar trebui să aibă, în mod normal, constant intervenție în dezvoltarea investițiile publice, infrastructură și o mulțime de alte investiții care necesită economia românească în ansamblu, și intervențiile asupra creșterii salariilor sau modificărilor în general salarizării și pensiilor, vorbim de pensiile, de salariile bugetare și pensiile tuturor românilor. A intervenit ca un actor și jucător în această situație, crescând veniturile bugetare. Și spuneam, obligatoriu, sigur că patronatul, sigur că acționariatul și patronii români și străini, indiferent de unde ar fi ei, vor duce automat spre o oarecare creștere a salarizării, dar numai că acționariatul, partea de capital care susține economia României prin taxe și impozite, nu va putea crește salariile pe termen mediu și lung fără creșterea productivității. Dacă la stat și cei care se află angajați în sistemul bugetar nu se spune sau nu se vorbește în mod clar despre creșterea productivității, dar și acolo există o creștere a calității actului de serviciu și actului de activitate pe care îl are fiecare bugetar în timpul programului și în folosul cetățenilor și a României în general. ALDE trebuie să se ocupe de măsurile de dreapta luate de guvernul Tudose sau de guvernul actual, de fapt, și de dreapta, la asta ne referim, la coaliția de care face parte și ALDE. Iar doamna Norica Nicolae, într-o luare de poziție în Parlamentul European din care face parte, s-a referit la faptul că ALDE în niciun caz nu trebuie considerat o anexă. Este o poziție pe care o au fiecare dintre membrii ALDE, este o poziție pe care toți parlamentarii și toți președinții de organizații și fiecare membru al Partidului Alianței Liberale și Democraților, fiecare membru liberal prin definiție, o afirmă și o prezintă cu fiecare ocazie. Este componenta în arcul guvernamental dintre PSD și ALDE, ALDE reprezintă componenta liberală. Dar asta nu înseamnă că noi nu înțelegem măsurile necesare a fi implementate, să spunem, măsuri de stânga. Așa cum partenerii noștri de coaliție trebuie să înțeleagă că protecția capitalului, protecția antreprenorilor, protecția economiei productive aflată încă în oarecare degringoladă trebuie să fie o prioritate. Nu avem cum să vorbim despre o creștere sustenabilă a nivelului de trai și a veniturilor populației fără să vorbim despre, așa cum discutam, despre creșterea productivității și despre protejarea capitalului care, așa cum spun de fiecare dată, generează prin contribuția lor taxe și impozite la bugetul de stat. Capitalul român, de fiecare dată o spun, reprezintă prin munca și contribuția pe care o are alături de sutele și zecile de mii de angajați care la nivel național vorbim de milioane de angajați aflați în sistemul privat și ei contribuie prin munca lor activă și productivă la susținerea bugetului României. Trebuie respectați prin fiecare angajat și sigur prin fiecare acționar. Pentru că lipsa respectului, care se manifestă simplu, în primul rând, prin predictibilitatea legislativă și fiscală. Asta este o componentă pe care o așteaptă și angajații
și patronii în egală măsură. Pentru că dacă există o tulburență și o tulburare a acestui sistem, nu mai putem să ne bazăm pe niște venituri clare. Vorbim de lipsa colectării în măsura în care o avem în calcul a TVA-ului. Vorbim despre scăderea impozitului pe profit, vorbim despre scăderea contribuției. Nu. Cred că în primele 6-7 luni și chiar 8 luni se arată clar că economia reală, patronii, acționarii, angajații care contribuie la creșterea productivității în România, de fapt au venit cu sume suplimentare către bugetul de stat. Doamna Nicolae, se aliniază vocilor care spun că privesc cu atenție pachetul de legi ale justiției propus de ministrul de resort și se referă la faptul că acolo România trebuie să țină cont de recomandările Comisiei de la Veneția privind procurorii și faptul că n-ar trebui să depindă de niciun decident politic. Revin și spun, ALDE susține în general protecția și garantează prin lupta pe care o avem fiecare drepturile și libertățile cetățenilor. Vreau să aduc la cunoștință tuturor, celor care ne privesc, celor care sunt interesați. Comisia Europeană a adoptat în iulie 2017 o directivă 1037, dacă nu mă înșel, pe 2017, pe 5 iulie, care știți că a fost o dezbatere publică extrem de furtunoasă, dacă există prag sau nu există prag în abuzul în serviciu. Comisia Europeană vine și spune simplu, sub 10.000 de euro ar trebui să se identifice de fiecare stat membru soluții alternative la componenta penală. Comisia Europeană înțelege și Parlamentul European alături de Comisia Europeană înțelege că nu poți transforma o populație în infractori și nu vei reuși să rezolvi nimic prin corecțiile, în închisori, atunci când poate fi doar o simplă vină și o simplă, știu eu, greșeală de responsabilitate. Vine Comisia Europeană alături de Parlamentul European și spune sub 10.000 de euro, statele europene au termen ca până în 2019 să-și upgradeze, să-și introducă în legislația specifică posibilitatea ca pedepsele să fie de altă natură decât cele penale. Privește în mod clar că directiva arată în schimb o altă față foarte corectă din punctul meu de vedere. Sumele care depășesc 100.000 de euro ca prejudiciu, directiva europeană, cum am spus, generată de Consiliul, de Comisia Europeană și Parlamentul European, spune că în legislația specifică a fiecărui stat trebuie să fie introdusă pedeapsa maximă de 4 creșterea pedepsei maxime la minimum 4 ani închisoare. Deci vine clar și reglementează. Sub 10.000 de euro nu considerăm că persoana trebuie reeducată în sistemul penitenciar și nu trebuie stresată în ideea că va face pușcărie pentru cei 1.200, 500, 300, 2 euro. Astăzi când noi vorbim, nu există prag în abuzul în serviciu. Teoretic, dacă ai făcut un prejudiciu de 20 de lei, poți fi pasibil de închisoare, așa cum poate fi cineva care a făcut 20 de milioane de lei și așa mai departe. Așa că astăzi când discutăm, Comisia Europeană vine și aduce aceste reglementări și cred că arată de fapt că ALDE a avut o poziție corectă, coerentă și în respect față de cetățeni. Noi am insistat permanent prin obligativitatea de a introduce un prag în ceea ce privește abuzul în serviciu. Și aici sigur că arată faptul că noi ALDE protejăm și mediul bugetar. Protejăm toți cetățenii României care înțeleg să contribuie la bunăstarea generală a României. Dacă ați nuanțat perfect ceea ce a explicat, ceea ce a spus doamna Norica Nicolai, cum rămâne cu luările de poziție ale ambasadorilor Statelor Unite și ale Marii Britanii? Doamna Norica Nicolai, europarlamentară, a arătat în mai multe rânduri că propunerile pe care ministrul Tudorel Toader, ministrul Justiției, le-a propus și le-a prezentat spre dezbatere. Și aici aș vrea să fac o scurtă paranteză. S-a discutat inițial, domnia sa, ministrul Justiției, a venit cu câteva propuneri fără a fi detaliate și au fost prezentate public și transmise factorilor interesați pentru a completa și a venit cu idei despre aceste modificări propuse, așa cum spuneam, prin Convenția și Comisia de la Veneția. Nu sunt alte elemente. Europarlamentarul Norica Nicolae a arătat în mod clar
că toate elementele propuse dezbaterii sunt prevăzute în Comisia de la Veneția, în directivele Comisiei de la Veneție și mai mult de atât sunt arătate de Curtea Constituțională ca fiind elemente neconstituționale în codul penal și în codul de procedură penală. În condițiile clare în care lipsa de informații și de implicarea factorilor interesați și s-au transformat doar în niște proteste ale celor care nu înțelegeau foarte clar, normal aș putea spune, dar nepotrivit în aceeași măsură, câteva ambasade s-au antepronunțat înaintea începerea dezbaterilor. Vedeți, dumneavoastră, spuneam și făcusem inițial scurta paranteză, atunci când guvernul vine și un minister vine cu un pachet legislativ sau colegii perfect închis, modificările ei devin greoaie, pentru că sigur că Parlamentul poate dezbate și aduce modificări asupra articolelor și chiar de fond, dar devine greoaie pentru că unii din aparatul tehnic au muncit pentru acest produs. Așa că ministrul a făcut pentru prima dată, din câte știu eu, un element extrem de frumos, o acțiune extrem de frumoasă. A spus unde ar trebui în mod normal intervenit asupra legilor justiției, cum le spunem cu toții, și haide să dezbatem, să găsim cea mai bună formă. Și pentru asta am ajuns să-l blamăm. Este o absolut greșeală. Revin la ideea pe care ați comunicat-o cu câteva ambasade care, în mod, știu eu, văzând această dezbatere națională, și-au arogat, și-au permis să intervină înainte de a fi pronunțat. Este o luare de poziție din partea Ambasadei Statelor Unite absolut surprinzătoare, pentru că totuși acolo se vede un punct de vedere bine conturat și care aproape că ne trage de urechi, nu? Spuneți dumneavoastră cât este de bine conturat dacă ambasadorul Clem, după vizita la Ministerul Justiției și întâlnirea de 2 ore cu Tudorel Toader, vine și spune: am avut o întâlnire fructuoasă și completă. Cred că aceasta contrazice prima luare de poziție și asta mă îngrijorează un pic. Nu, asta e problema, că limbajul diplomatic deja capătă niște fracturi pe undeva. N-ai cum să vorbim doar despre, sau nu avem cum să vorbim doar despre limbajul diplomatic. Când spui că ai avut pe tema justiției o întâlnire fructuoasă și completă, asta înseamnă că înțelegi că ai fost informat mult mai mult decât atunci când ai avut o luare de poziție publică, fără să ai datele necesare pentru a lua o poziție publică destul de tranșantă și poate nepotrivită, în opinia mea. Cred că acum s-au lămurit câteva aspecte, sau ministrul Tudorel Toader, cum am discutat, a prezentat faptul că corelația dintre directivele pe care le-am primit de la Comisia de la Veneția și în același timp ale Curții Constituționale de actualizare, să spunem, dacă putem spune, actualizarea codurilor penale și de procedură penală și pe legile justiției, aș vrea să fac o scurtă remarcă. Nu putem să ne derobăm de poziția politică în momentul în care ajungem președintele statului. Nu trebuie să fim oameni lipsiți de respect față de cetățeni. Orice persoană, vorbim de ultimii președinți ai României, au fost membri de partid. Au fost oameni care au fost susținuți de membrii de partid cu prioritate pentru a ajunge candidat la președinția României. Ăsta este primul aspect. După care a cerut votul românilor, fie că au fost membri de partid, fie că nu au fost membri de partid. Nu pot spune că un președinte este, în momentul în care este investit, se derobează de atitudinea de a fi un partizan al partidului. Domnul Băsescu are cinism în ziua de astăzi să declare că a făcut jocurile PDL-ului și să-l întrebe pe Codrin Ștefănescu în emisiune: și acum ce ai să-mi faci? Exact. Exact. Adică lucrurile sunt flagrante. Actualul președinte al PNL-ului a spus la începutul anului: da, este normal ca președintele să aibă declarații politice. Păi suntem serioși sau nu suntem serioși? Nu aș vrea să amestecăm elementele, discuțiile pe persoane cu elementele de principiu în justiție. Deci nu putem vorbi că președintele este alt om decât atunci când a fost ales ca președintele statului român și clar că are o componentă politică. Fie că numește sau propune președintele, fie că propune un ministru, au aceeași componentă politică în sânge și amândoi au ajuns cu aceeași, sub aceleași valori sau sub aceeași valoare, cu sprijin politic. Așa că eu cred că în primul rând trebuie să conteze calitatea profesională și elementele care țin și fac vorbire.
vorbeam despre capacitatea și posibilitatea pe care o au tinerii de a ajunge să decidă soarta și libertatea oamenilor. Cred că este extrem de important clasa tânără și tinerețea să se manifeste acolo unde are cel mai important rol, în muncă, în hărnicie și în valorile pe care le cresc. Nu poți vorbi despre un tânăr de 25 de ani care să ajungă magistrat atât timp cât vorbim în orice țară civilizată. Nu poți judeca, sunt state care spun așa, nu poți judeca un caz dacă tu nu ai avut parte de nicio experiență. Nu poți judeca un om dacă experiența ta îți este limitată în acest domeniu. Pentru că în România, practica judiciară și hotărârile date pe diverse foruri, în curtea de apel, tribunale, în alta curte, nu sunt temei de lege. Nu înseamnă că dacă există o hotărâre anterioară a unei curți sau unui tribunal, cealaltă instanță este obligată să preia această decizie. Această degringoladă legislativă creează posibilitatea sau neplăcerea ca omul când se adresează justiției spune cum o vrea Dumnezeu. Nu. Cred că Dumnezeu nu trebuie să fie amestecat în lucruri mărunte și meschine. Nu, cred și că algoritmul ar trebui să fie clar pentru toată lumea. Da, cred că legislația trebuie să fie mult mai clară, mult mai bine relevată. Vedeți, discutam, trebuie să fie prag, nu trebuie să fie prag, avem un prag de la abuzul în serviciu. Vine Comunitatea Europeană și spune, fără a avea niciun fel de încrâncenare, teamă sau frică că vor fi manifestații în stradă. De ce nu se duc românii care au manifestat împotriva acestui element legislativ de abuz în serviciu, de ce nu se duc să manifeste la Bruxelles? Când vin și spun în mod clar, sub 10.000 de euro nu este indicat să vorbim despre o componentă penală care să conțină lipsa libertăților și îngrădirea libertăților și drepturilor cetățeanului. Sigur că vine tot Comunitatea Europeană și spune, în cazul în care avem societăți comerciale, persoane juridice implicate în aceste prejudicii ce privesc fondurile europene sau fondurile naționale, sunt o mulțime și o sumedenie de măsuri restrictive și coercitive care Comisia Europeană le propune a fi înglobate în legislația fiecărui stat membru. Apropo, dacă tot vorbim despre lege, există aceste proteste spontane, de stradă, de prin București. Premierul Tudose este foarte detașat. Spune, domnule, este dreptul oamenilor să se manifeste. Totuși, legea spune că există e nevoie de un aviz acolo, de o aprobare. Cer ceva ca să organizezi o mișcare de genul acesta. Chiar se face total, nu știu, se eludează complet acest paragraf? Este foarte adevărat, dar vedeți dumneavoastră, și aici ne gândim drepturile și libertățile cetățeanului. Nu pot fi doar într-un singur sens îndreptățite. Sigur că în mod normal pentru manifestare ai nevoie de, conform legii, de aviz, de aprobare și așa mai departe. Păi asta devine puțin restrictivă și greoaie. Cred că libertatea de exprimare a cetățenilor români trebuie să fie respectată. Asta nu înseamnă să tulburăm liniștea publică, să perturbăm traficul, să ne batem joc de toți cei care muncesc. Asta nu înseamnă. Dar în același timp ești obligat atunci când deții o demnitate publică, deții o poziție publică numită sau aleasă. Da, ajungem la aberații de alea că vedem oameni cu copii mici în brațe. Corect. Atunci lucrurile devin iarăși relative. Dacă îmi permiteți, aș putea spune ALDE, Alianța Liberală și Democrație, a avut o întâlnire la școala de vară, cum spunem pentru tineret, la finele săptămânii trecute. A avut o întâlnire prin care ne-am reîntâlnit și am discutat câteva aspecte. O persoană pe care eu o respect extraordinar de mult, de cultură, educație, profesionalism, spunea despre o altă persoană care deține o funcție publică înaltă. Este pe un drum greșit care nu va ajunge nicăieri bine. A început să nu se mai îndoiască de propria persoană. Este un moment în care toți cei care ajung într-o funcție publică decidentă încep să creadă că nu mai au dreptate. Încep să creadă că dețin adevărul absolut. Și atunci, știți, la înaltele curți în secolul XVIII-XIX se angajau bufonii care îi spunea regelui, ești chip uman, ești om, nu te crede înger, nu te crede Dumnezeu.
Asta cred că întotdeauna trebuie să fie relația dintre societatea civilă și cel care ajunge într-o funcție publică aleasă sau numită înaltă. Pentru că, în general, se înconjoară de oameni care îi spun: stăpâne, ai dreptate în tot ceea ce faci și în tot ceea ce întreprinzi, și încep să se desprindă de realitate. Și ajung, după ce își pierd demnitățile, să ia contact cu viața publică, cu viața reală și să constate câte și ce greșeli au făcut pe perioada mandatului. Asta cred că trebuie elementele corelate. Este ușor să jignești. Am redat ceea ce a spus persoana foarte dragă mie, tocmai pentru că a arătat că este mai greu să nu ajungi să jignești pe cineva, dar să-i arăți că poate greși. Pentru că noi români avem repede o atitudine de a ne blama reciproc. Sunt condiții în care nici Europa nu ne respectă. Dacă noi ne considerăm corupți, hoți, puturoși, da, mincinoși, oare ce și să spună Europa, da, despre noi, că sunteți deștepți, buni, harnici și pe corect. Final de emisiune, un comentariu succint, vă rog frumos, domnule Dima, pentru nouă înființată formațiune politică pro-România. Avem acolo pe domnul Victor Ponta și pe domnul Daniel Constantin. Mi-e greu să comentez o nouă înființată formațiune politică. Nu știu ce doctrină au, nu știu ce și ce și vor unde să împace stânga cu dreapta, dacă vă vine să cum să împaci stânga și dreapta. Dacă vrei să fii, eu îl cunosc pe unul dintre ei, să spunem bine, care a făcut mult rău României prin abordările pe care le-a făcut și prin șantajul pe care l-a aplicat asupra formațiunii din care făcea parte la momentul respectiv. Cred că este o persoană care tinerețea n-a ajutat să fie un om în respect față de cei care au mai multă educație, mai multă pregătire și mai multă cultură decât ei. Dacă adaug asta la un premier care a avut un comportament bun, echidistant și echilibrat față de România, dar vreau să spun în felul următor: un premier nu este o singură persoană într-un guvern. Un premier este parte dintr-o echipă și el împreună cu echipa a dus la buna dezvoltare a României pe perioada în care a fost prim-ministru. Dar asta nu îl certifică ca un om care nu poate cădea cu ușurință, așa cum am spus, să nu se mai îndoiască de el. În momentul în care este acum și, după părerea mea, în felul în care se manifestă, poate ajunge cu ușurință în abordarea de a nu se mai îndoi de el și crezând că are dreptate să producă mult rău românilor. Mi-aș fi dorit o dilatare a timpului pentru emisiunea aceasta și pentru altele care au fost înainte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Dima. Am fi putut continua discuția, pentru că mai erau și subiecte de vorbit și mai erau lucruri de aprofundat. Vă mai aștept, poate ne vedem și săptămâna viitoare ca să continuăm. Vă mulțumesc pentru invitație și salut telespectatorii dumneavoastră. Vizionare plăcută în continuare, doamnelor și domnilor. La revedere!